Site-ul aeroportului Ștefan cel Mare Suceava alături de cele ale altor aeroporturi mari din România, precum București, Cluj și Iași, a fost atacate duminică seară de hackerii ruși de la Kilnet. Hackerii ruși au atacat și site-urile aeroporturilor cu un trafic scăzut, precum Arad, Craiova și Satu Mare. Abia luni dimineață, site-ul aeroportului de la Suceava a fost deblocat. Siguranța zborurilor nu a fost afectată de atacurile hackerilor ruși, doar că informații despre zboruri nu au putut fi procurate. Paginile site-urilor, aeroporturilor, inclusiv cel al Sucevei, ne putând fi accesate de călători. După o investigare asupra cauzelor apărute, s-a constatat un atac de tip DDoS, prin care a fost deconectat domeniul aeroport suceava.ro de resursele site-ului unde este găzduit. Cu alte cuvinte, fișierele și resursele site-ului nu au fost afectate și nici nu au fost accesate fraudulos, atacul fiind către infrastructura de găzduire a site-ului și a serviciilor specifice. Aeroportul Sucevei dispune însă și de backup-uri cu datele pe care le utilizează.